Hei, salutare prieten, bine ați venit la un nou super tutorial! Astăzi învățăm să facem acest intro pentru Crăciun în After Effects. Bun, suntem în After, creăm o nouă compoziție, click dreapta New Composition și o numim Intro Crăciun. O lăsăm HD cu 25 de frame-uri pe secundă și durata de 7 secunde, îi dăm OK. Primul lucru pe care îl facem este ninsoarea și o să facem asta cu Trap Code Particular de la Red Giant. Înainte de asta trebuie să creăm un nou solid, click dreapta New Solid și îl numim ninsoare. Lăsăm parametrii ăștia de aici, îi dăm OK. Apoi mergem la Effects în Presets și scriem Particular. Și aplicăm Particular pe Solid. Și dacă îi dăm un Ramp Preview, o să vedem aceste particule cu care probabil foarte mulți dintre noi suntem obișnuiți și va trebui să le schimbăm și să facem acea ninsoare. Mergem la Effect Controls de la Solid, mergem la Emitter. Și în loc de point la emitter type, alegem box. Și o să se emită aceste particule dintr-un cub, dintr-o cutie, ca să zic așa. Hai să aducem mai multe particule, aducem undeva la 200 particule pe secundă. Așa. Hai să lărgim acum acest box. Mergem la emitter size X, Y și Z. Numai că dăm aici X, Y individual. Dacă aveți o versiune ceva mai veche, probabil că o să aveți din start asta. La emitter size X dăm undeva la 3000, la emitter size Y dăm undeva la 1200 și la Z undeva la 2000. Și observăm că acel box emitter s-a lărgit foarte mult, e undeva cam așa ceva. Da, hai să dăm un ramp preview. Deja arată ca un ninsoare, asta e un semn bun. Numai că la început nu avem particule. Da? Pentru a corecta lucrul ăsta mergem la emission extras și la pre-run dăm undeva la 70%. Ca să avem deja particule de la secunda, deci de la 0. Da? Bun, hai să vedem ce facem cu felul cum arată particulele. Mergem la Particle. Iar la Particle Type alegem în loc de Sphere, Cloudlet. Da? Și dacă dăm un zoom, observăm că acele particule sunt ca niște fulgi de zăpadă, ca niște norișori. Da? Este exact ce vrem noi. Da? Și dacă dăm un Ramp Preview, bam. Bun. Schimbăm la Life. Life înseamnă cât de mult stă o particulă pe compoziție. De exemplu, noi avem o compoziție de 7 secunde și aici Life-ul este de 3 secunde, adică apare o particulă acum, la secunda 0 și se termină la 3. La 3 dispare. Și noi, ideea este să păstrăm particulele cât mai mult posibil. Aș da undeva la 10 la Life. Și acum, cu toate că par mai multe particule, nu sunt. Pur și simplu rezistă mai mult pe ecran. Bun, la size o să dăm puțin mai mic, 4, size random undeva la 50, unele sunt mai mici, altele mai mari. La size over life o să aleg presetul ăsta de aici, toate versiunile de particular probabil că au presetul ăsta, adică în momentul emiterii particulele sunt foarte mici, cresc la valoarea lor de 4 și după aia se micșorează ușor până la secunda 10. La opacitate dăm undeva la 30, nu trebuie să vadă chiar așa de intens. La opacity random undeva la 50. Așa. Și la felul cum arată, cred că este suficient. Hai să vedem cum se mișcă acum. Mergem la physics. La physics îi dăm la gravity, adică gravitația undeva la 20, să pice acești fulgi. Da? Deja arată ca un ninsoare. Poate să-i dăm un air resistance 0,1, adică să mai să cadă, după aia să mai stea puțin și după aia iar să cadă, ca și cum ar bate vântul. Iar la wind Y, wind I, undeva la 20, să bate vântul pe axa Y. Și la turbulence field mai vreau să schimbăm la effect position, să-i dăm undeva la 30. Să se miște mai haotic, să pară mai turbate. Da? Observăm că se mișcă. Dacă dăm o valoare mai mare, observăm că sunt super turbate. Să știți că în unele momente chiar am văzut fulgi care se mișcă așa. În cazul ăsta o să le facem puțin mai liniștită. Da, undeva la 30 cred că este suficient. Și aș mai vrea să fac un lucru și anume să duc acest box emitter mai sus. Ca acei fulgi care cad să pară mai naturali. Pentru că noi suntem exact în mijlocul boxului și vedem exact când se emit ei. Mergem sus la emitter. Și la... Unde? La...
Aici la position avem 960 cu 540. 540 înseamnă axa Y. Și dăm o valoare mai mică spre negativ și observăm că se ducă în sus. Da? Cred că este suficient așa. Și dacă îi dăm un ramp preview, arată foarte bine, zic eu. Avem unisoarea. Bun, perfect. Hai să creăm și o cameră, să vedem anumiți fulgi mai aproape, unii mai departe. Creăm o cameră, new camera. Unde ești? Aici. Lăsăm preset custom și dăm un zoom foarte mare de 550 chiar. Și acum hai să dăm un ramp preview. Da, arată foarte, foarte bine. Arată cum vrem noi. Bun. Acum hai să facem acel background înghețat pe care l-am văzut la început, ăla de pe margini. Pentru asta mergem în project și creăm de fapt aducem niște materiale, dăm dublu click. Am aici niște materiale de pe pexelsvideos.com. O să las un link să le descărcați și voi. Le selectăm, ăsta nu deocamdată, și dăm import. Hai să creăm un folder pentru ele, new folder, scriem assets și le luăm pe fiecare și le punem în assets. Acum hai să creăm o nouă compoziție și scriem BG înghețat. Perfect, 7 secunde, îi dăm OK. Hai să vedem acum ce punem în această compoziție. În primul rând acest Ink Matte 2, da, îl punem aici prin drag and drop. Dacă îi dăm un ramp preview, observăm că este o cerneală care cade pe o foaie. Da? Imediat vă spun cum îl folosim. Mai întâi hai să-l zoomăm puțin ca să-l avem pe toată compoziția. Apăsăm S de scalare și scalăm puțin, cam atât. Apoi luăm această poză Pexels Photo, care este o apă înghețată, am impresia. Hai să scalăm pentru că este destul de mare. Este cam mare, de fapt. Destul de mare. Așa. Și acum aș zice să-i dăm un tint. Mergem pe Effects and Presets, să nu fie chiar atât de albastră. Tint. Și prin drag and drop îl ducem pe poză. Și dăm aici 50%. Da, zic eu că arată mai bine. Ducem această poză sub ink mate și haideți să vă explic ce vreau să fac. Vreau ca această apă înghețată să fie unde este alb, iar unde este negru să fie transparență. Și pentru asta aplicăm luma mate. Mergem aici, apăsăm F4 să ne apară acest panou cu track mate și alegem, mare atenție, să fim cu poza sub ink mate 2. Da? Mergem la track mate și alegem luma mate. Și observăm că dacă îi dăm un ramp preview, perfect. Numai că începe cam târziu. Începe cam pe la secunda 1. Pentru asta luăm ink și prin drag and drop tragem în stânga până începe să se dezvăluie. Cam până aici. Cred că este suficient. Perfect. Hai să ducem acest BG înghețat în intro Crăciun. Mergem pe intro Crăciun, mergem în project. Hai să creăm și pentru compoziții un folder. Click dreapta New Folder și scriem Comps de la compoziții. Le selectăm și le punem în Comps. Bun. Luăm BG înghețat și îl ducem în intro Crăciun. Hai să dăm o opacitate mai mică. Apăsăm T și dăm undeva la 50%. Arată bine. Ia să vedem. Perfect. Asta este. Bun, hai să creăm și textul, creăm o nouă compoziție și scriem animație text și dăm OK, lăsăm aici în comps. Mergem pe acest type tool și scriem Crăciun, enter, fericit. Eu folosesc fontul Wolf in the City, din păcate nu am diacritice pentru acest font. O să las un link în descriere cu el dacă vreți să-l folosiți și voi, dacă nu puteți folosi orice alt font. Apăsăm V. Ca să-l mutăm, să-l punem undeva în mijloc. Hai să mișorăm puțin timeline-ul. Punem undeva pe aici. Și hai să facem animația. O să folosim animatorii de text. Adică animatorii de text îți pot face animație odată pe litere, odată pe cuvinte și odată pe linii de text. Haideți că vă arăt acum. Mergem și deschidem proprietățile. Mergem la Animate și dăm Enable per caracter 3D. Apoi mai dăm odată poziție. Dăm rotație și mai dăm o dată opacitate. Adică doar parametrii ăștia îi vom modifica. Mergem în stânga timeline-ului. La poziție, adică momentul inițial, vrem să fie undeva mai în față cu textul. Undeva cam așa, minus 376, cred că este suficient.
literele să fie rotite la 130 de grade pe axa Y, da, axa Y este 130, cam așa, și opacitatea 0. Apoi mergem la Range Selector, Advanced, iar la Shape vrem să fie Ramp Up, adică să pornească imediat după ce s-a rotit o literă, imediat cum începe să se rotească o literă, să înceapă și cealaltă. O să vedeți imediat. Iar la Ease Low îi dăm undeva la 50. Perfect. Acum, ca să nu vedem nimic la început, mergem la Offset și dăm o valoare de minus 100% și dăm Keyframe la început și apoi la secunda 4 dăm 100%. Și acum, dacă îi dăm un Ramp Preview, o să vedem asta. Arată bine, însă este destul de înceată animația, cel puțin din punctul meu de vedere. Mergem pe ultimul keyframe, apăsăm F9 să facem Ease, apoi mergem pe editorul de grafică și mare atenție aici să fiți pe Edit Speed Graph. Mergem la ultimul keyframe, observați această curbă, curba asta se numește curbă Bezier. Adică punctele astea au niște linii care te ajută să schimbi viteza animației. Și dacă mergem pe ultimul keyframe, mergem pe această linie de la keyframe și ținem apăsat Shift, tragem de el în stânga, observăm că animația acum începe mai rapid și se termină mai încet. Este exact ce vrem noi. Hai să ne întoarcem și să dăm un ramp preview. Da, arată mult mai bine. Poate să fie puțin mai lung, cam până aici. Dacă este suficient. Bun, acum hai să aducem această animație de text în intro Crăciun. Mergem pe intro Crăciun. Luăm din comps animație text și o ducem sus aici. Și hai să o facem layer 3D. Mergem aici unde este acest cub și îl bifăm. Acum el este 3D, este afectat de această cameră, asta înseamnă. Și dacă îi dăm un ramp preview, observăm că începe cam rapid, aș zice eu. Ar trebui să înceapă de undeva de aici. Luăm această animație de text, apăsăm V și prin drag and drop o ducem aici la cursor. Și acum dacă îi dăm un ramp preview, da, mult mai bine. Deja ne apropiem de ceea ce vrem noi. Hai să facem intro-ul puțin blurat, așa cum ați văzut la început. Pentru asta facem un adjustment layer, click dreapta New Adjustment Layer și îl redenumim, scriem Blur. Mergem la Effects and Presets, care este undeva pe aici, și scriem Blur. Și alegem acest Fast Blur Legacy. Nu contează, eu o să aleg Fast Blur Legacy pentru că sunt obișnuit cu el. Iar la început vrem să aibă o valoare de 70 Blurriness, da? Și mare atenție să bifăm acest Repeat Edge Pixel, da? Să nu vedem negru pe margini. Așa. Apăsăm Keyframe, apoi apăsăm U pe Layer, mare atenție pe Layer, apăsăm U să vedem Keyframe-ul respectiv. Mergem la secunda 2.5 până se dezvăluie textul, cam până aici. Și dăm Blurriness 0. Și îl facem și pe ăsta. Ease, apăsăm F9. Mergem pe editorul de grafică, la fel tragem de această bară puțin mai în stânga. Și hai să mai mutăm puțin acest keyframe undeva la secunda 2.5. Ia să vedem acum. Deja calculatorul începe să meargă mai lent. Asta este blur-ul. Trebuia să folosesc totuși Fast Box Blur. Hai să vedem acum. Arată foarte bine. Poate puțin mai stilizat textul, aș zice. Adică să-i dăm un Bevel and Emboss. Nu? Hai să vedem. Mergem pe animație text, click dreapta, Layer Style, Bevel and Emboss. Iar aici la Bevel and Emboss nu vrem să fie atât de accentuat. Mergem jos la Shadow Opacity și dăm 50. Arată mult mai bine. Poate și un mic shadow aș da. Dar nu acum. Hai să vedem întâi cum se vede cu imagine în spate. Pentru asta trebuie să mergem înapoi în Project. Aici am importat și filmarea cu Christmas Tree. Dacă dăm dublu click o vedem aici. Este o filmare de pe Pexels Videos. Este free și o să las un link în descriere să o luați și voi dacă vreți. Și o punem sub ninsoare. Boom! Deja arată foarte bine. Într-adevăr, hai să punem un mic shadow și la text, în cazul în care avem altă imagine, să zicem că avem o imagine cu mai multe porțiuni de alb. Cu siguranță trebuia să punem un shadow. Mergem la Layer Styles și dăm un Drop Shadow, dar nu foarte accentuat.
mergem jos la drop shadow aici, îi dăm un size de 3, distance 0, nu vrem să aibă distanță, poate nu, poate distanța 2, și aici undeva la 40, cred că este suficient. Arată destul de bine, zic eu. Și hai să dăm un render final, să vedem cum se vede. Așa. Se vede foarte, foarte bine. Poate puțin blur-ul să se... să dispară mai rapid. Apăsăm U. Ducem undeva la secunda 2. Hai să dăm un ramp preview acum. Da, foarte, foarte bine. Și cam asta este tutorialul. Sper că ți-a plăcut. Oricum o să las un link în... roboțelul tutorial, nu știu dacă știți, pe pagina mea de Facebook, dacă dați mesaj, o să vă trimită, o să vă răspundă un roboțel tutorial, iar acolo tutorial vă va îndruma către o secțiune freebies, unde veți găsi linkul acestui proiect, ca să-l folosiți și voi în proiectele voastre. Cât de tare e asta? Și cam asta este. Dacă v-a plăcut și v-a ajutat, nu uitați să dați like, nu uitați să dați subscribe, dacă n-ați făcut-o deja, și ne vedem data viitoare cu un alt tutorial. Numai bine, pa, pa!